Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Care e cea mai tare petrecere la care ai fost vreodată în viața ta și ce a fost tare acolo? S-a îmbătat toată lumea. Astea sunt, asta e petrecere tare, asta e o petrecere obișnuită. Acum lumea, voi o să ne dați mesaje pe WhatsApp la 0728 3132, dar vă zicem de pe acum. Dacă mesajul e difuzabil, înseamnă că petrecerea n-a fost tare deloc. Deci, practic, mă gândeam aseară când am văzut subiectul ăsta și, mă rog, mă pregăteam pentru intrarea asta, mă gândeam, bun, zic, și ce ar putea să spună oamenii? Eu, dacă ar fi să fie și ar trebui să povestesc care a fost cea mai tare petrecere, aș putea, sau cele mai tari petreceri, ar putea să o fac la radio? Bă, nu prea. Deci, în principiu, da, nu prea dacă se pot povesti. Da. Asta e. Deci, unele chefuri, totuși, sunt chiar ieșite din comun. În comuna Nana, din Călăraș, 8 domni au făcut un chef cu un cal în sufragerie. Am văzut ceva. Calul era piesa principală, nu? Da. În Nana... Bine, și ei erau nebunii sau ce? Nu știu ce, da. În Nana, cred că se fac niște super chefuri în vara. Trebuie să... Am avut undeva o filmare în județul, respectiv, județul Călăraș și trebuia să trec prin comuna Nana. Și e un cal pe stradă. Băi, era un salon de nunți pus de-a curmezișul drumului. Era singura stradă asfaltată pe care am găsit-o, care traversa această localitate. Or fi mai multe, dar pe mine acolo m-a dus GPS-ul. Și era un salon de nunți. Și când m-am apropiat cu mașina, era de-a curmezișul, nu puteai să treci. Era de-a curmezișul tot. Și când m-am apropiat, mi se pare că am deranjat persoanele puțin. Eu doar m-am apropiat, am pus frână. Au ieșit vreo 10 persoane din cortul respectiv, erau pregătiri, că era în timpul zilei, și am dat în marșarier vreo 200 de metri ca să fie totul bine. Erau cu sabia în mână, tăiau, filetau ceva. Numai că mă uitam în retrovizoare să nu calc ceva. Bun, asta a fost. Deci, oricum, domnii din Nana Călăraș au făcut și live pe Facebook, pentru că nu se poate altfel acum. Nu, dacă nu te faci de râs cu petrecerea cea mai tare la toată comunitatea, nu merge dacă n-ajungi viral. Și din imagini, în imagini se vede, mă rog, beau și ei ce beau, ascultă o muzică de calitate, o manea, două, și unul dintre bărbați are o... Deci e calul cu ei acolo, unul îi oferă o franzelă de mâncare, calul încearcă să mănânce și el puțină franzelă, la un moment dat, zice hronicarul, unul dintre petrecăreți încearcă să ia cabalina pe umeri. Așa, însă cade peste masă, ulterior pe podea, animalul peste el. Deci mie mi se pare un chef foarte reușit. Da, da, da. Ce a fost acolo? De partea cealaltă, calul n-a fost intervievat, dar eu cred că dacă ar fi fost, ar fi povestit că a fost la un chef monstru cu niște măgari. Da, bun asta, da. Da. Și poliția a transmis printr-un comunicat că animalul nu a fost agresat și nu a fost supus. Nu, măi, altă... și cred că dacă au avut și salate băf, dar și fericit. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.